Hei, dacă vă era dor de Andrei și Iana, să știți că și ei sunt bine, mersi. Andrei este încă în Chișinău. În curând va trebui să expire interdicția Ianei, dacă nu mă înșel, la sfârșitul lui august, începutul lui septembrie sau pe la jumătatea lui septembrie. Oricum, slavă Domnului că scapă și ei de această interdicție. Poate prind și o mini-vacanță pe undeva. Știu că va urma zilele Chișinăului în Moldova, de fapt zilele Moldovei, și va fi sărbătoarea în Chișinău, dacă nu mă înșel. Poate ies și ei, că este un festival foarte frumos, din câte știu eu. Mai vizitează și ei ceva pe acolo, eu nu-mi dau seama. Nu am fost niciodată în Moldova, nu știu ce puncte de atracție au. Vă las un video și vă pun. Iubire! Iubire! Ce serios ești! Răspunde la mine! Cam așa a fost seara pentru ei, au ieșit să mănânce undeva. Iana aici făcea comparații între Andrei și un actor. Se amuzau, ei sunt foarte haioși împreună. Ei chiar transmit ceva pozitiv, așa, o energie foarte bună, mai ales în postările lor se simte un vibe foarte bun. Sper din suflet să se termine această interdicție, să fie și ei liberi, să poată să facă și ei absolut tot ce își doresc. Să spuneți și voi în comentarii că cu siguranță știți mai mult când se termine interdicția Ianei. Cu siguranță va fi o sărbătoare în acel moment.